Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fără Mască. Astăzi vom discuta despre o știre care a ținut și care, din păcate, ține în continuare titlul multor ziare care încă mai apar în presă scrisă, în online. De asemenea, multe știri TV au titrat despre poluarea cu deșeuri care se desfășoară prin portul Constanța. Nu numai despre această poluare, dar cel puțin aceasta în ultima perioadă de timp ne-a captat mai mult atenția decât, să-i spunem, poluarea tradițională care se întâmplă în România de ani de zile și împotriva căreia nu face absolut nimeni nimic. Astăzi vom discuta despre mai multe tipuri de poluare, însă în special despre această poluare prin deșeurile care sunt traficate prin portul Constanța, cu un specialist în infracțiuni de mediu, cu cel care a anchetat și anchetează astfel de infracțiuni și care ne poate vorbi mult mai mult și ne poate răspunde la întrebările de tipul de ce, cine, de ce la noi, cine beneficiază și așa mai departe. Invitatul nostru de astăzi este domnul procuror Teodor Niță. Bună seara, bine ați venit la Tonis TV. Am să vă pun 1.253.427 de întrebări pe această temă și mi-e greu să găsesc o întrebare de început pentru că sunt foarte multe de vorbit, dar aș dori să vă întreb pentru că ați studiat îndeaproape și studiați cel puțin acest caz de poluare prin portul Constanța cu deșeuri care sunt mai degrabă menajere până la urmă. Și mai mult, care este sursa? Sursa e numai de afară sau avem și o sursă interioară românească, cea care permite să devenim cumva, poate că sunt prea dur acum, un tomberon al Europei? Nu sunteți dur deloc. Dar pentru că statutul de magistrat mă obligă să fiu rezervat, o să spun, o să folosesc termen rezervați, deși în interiorul meu rezerva asta nu prea mai există, având în vedere realitatea factuală. Riscul de a deveni tomberon al Europei este mai mult decât actual, este iminent, se manifestă plenar, nu ne-ar trimite nimeni deșeuri dacă noi nu le-am primit. Le primim datorită unei multitudini de chestiuni absolut, eu nu le pot înțelege. Instituțional se autorizează tot felul de trăznăi, tot felul de prostii, de către tot felul de agenții de mediu de prin țară. Controlele sunt făcute atât cât se poate, unele cu rea credință, altele cu bună credință, dar în mod cert, fără logistică, fără resursă umană. Este un prăpăd generalizat ce se întâmplă și nu se vede. Și asta, când se va vedea, să nu fie puțin prea târziu. Nu suntem numai tomberon al Europei. Am văzut că vin deșeuri din America de Sud, din Africa. Și aici e o problemă ca la bolovan, în avalanșă. Iertați-mă, din Africa? Da, exact când, din Togo. Exact când, cel puțin, mai multe. Acum a venit una. Ca bolovanul de zăpadă. A început să răstogolească. El se răstogolește. Când va deveni prea mare, o să fie jale. Și nu mai oprește decât Dumnezeu. Asta se întâmplă și asta mă sperie foarte tare, fenomenul deșeurilor. În opinia mea este mai grav decât fenomenul despăduririi ilegale. Pentru că dacă pe mine mă doare, uite aici, mă doare. Când văd câte se despăduresc, ai vrea în tramvai, din același motiv, al unei dezorganizări totale, legislative și instituționale și funcționale, dar de bine de rău le plantezi. Deșeurile rămân aici 8 de ani. Corect. Totuși, este din partea statului român neglijență sau e mai mult de atât? Nu vreau să comentez din același motiv cu care am început, dar cert e că nu este în regulă. Nu este în regulă. Parcă au început să miște în ultimul timp, au schimbat puțin legislația privind regimul deșeurilor,
Dar e de foarte puțin timp acest lucru. Câteva săptămâni. A apărut o ordonanță urgență privind regimul deșeurilor, este ok. Mult mai ok decât ce a fost înainte, sau oricum am mai rectificat niște lucruri, dar este absolut insuficient. Vă dau exemple concrete. Garda de mediu. Păi ce faci cu 6-7 oameni pe județul Constanța? Nu au laborator. Ca să testezi ceva, îți trebuie laboratoare autorizate. E un laborator al Agenției de Mediu pe la București, dar nu e acreditat. Deci Garda de Mediu nu are laborator. Și atunci, accesul laboratoare le faci la firme private, care înseamnă costuri. Poți să însemne subiectivism, că eu n-am de unde să știu ce se întâmplă în spațiu sigur, privat. Sigur că da. Sau un subiectivism mai mare decât ar putea să apară în instituțiile publice. Next. Nu numai Garda de Mediu, în general. Am vorbit de Garda de Mediu, că am început, că este prima linie. Dar noi trimitem la luptă oameni armați cu bricege și aia cu mitraliere. Păi, acum, oamenii din... cum să zic eu, ca să fiu foarte... încerc să fiu foarte concret și discret la un moment dat. Ei sunt... grupurile în care acționează pline de deșeuri sunt pline de bani. Mm-hmm. Sunt extrem de pline de bani. Se adaptează, nu au reguli și au tot ce le trebuie. Comunică online, se mișcă on spot. La noi instituțional te mișc greu. Dau un exemplu. Să presupunem că e un import de X camioane de tiruri în Vama Giurgiu. Vezi că acolo sunt ceva deșeuri. Reciclarea deșeurilor este regulă. Poate să ținte deșeuri în țară pentru reciclare. Face ca o fel de materie primă. Da. Dar cam asta este poate cea mai întâlnită chestiune. Se botează deșeurile alea care ar fi un fel de materie primă din deșeuri. Poftiți. Peturi de plastic. Să le duci la facilități în Baia Mare. Dar comisarul teoretic care este în Vama Giurgiu nu are acces la o bază de date să vadă ce are firma X din Baia Mare. Până când află după 2 săptămâni, dacă mai află, nu mai are ce să afle. Și se importă, unii dintre operatorii economici mai culeg 2-3 chestii din ce importă și restul le abandonează la noi. Pentru că la noi 90% se depozitează, reciclare aproape zero, ardere foarte puțină. În Finlanda este exact pe dos. Spre exemplu, am dat 2 capete de Europa. Sunteți în anchetă cu astfel de cazuri și voiam să vă întreb în ce constau aceste deșeuri? Ce este în containerul? Orice. Sunt deșeuri menajere? Nu, astea sunt, dar nu numai atât. Vă dau un exemplu concret la care am deplină libertatea să vorbesc. La un moment dat, în 2013, a fost sesizat de primarul funcției de la Năvodari că se întâmplă ceva în Năvodari. Un grup de investitori italieni care luaseră numai din dezmembrarea USAS-ului Năvodari de 10 ori cât plătiseră pe achiziția firmei, da, numai din metalele de acolo revândute, se hotărâsele să facă cel mai mare depozit de deșeuri care exista vreodată în Europa. 95 de metri altitudine pe 30 de hectare, 15 depozitare, 15 instalații, e imens, 95 de metri, adică e mult mai mult. Ca să acumuleze 6.500.000 de tone de deșeuri industriale, dintre care 200.000 de tone numai cianuri. Noi la nivelul ăsta vorbim. 200.000 de tone numai cianuri înseamnă 10.000 de basculante? Cred că da. Numai cianuri? 6.500.000 de tone înseamnă 350.000 de basculante? Full? Care da, să tranziteze Năvodariu, să încarce, în 3 ani urma să se încarce toată ingineria aia. M-am prins că ceva în regulă când am dat seama că niște autorizații erau semnate de primarul care murise cu 3 luni înainte să semneze. E de râs, dar nu e de plâns. Bani sunt full. Era o afacere estimată la vreo 10 miliarde de euro. În zona asta știți că e o pânză freatică, este o structură da, de apă care se spune că ar fi ca al patrulea braț al Dunării, dar e foarte pur ca apă. Îl făceau praf. Inconștiență totală. Dar le-a stricat afacerea atunci. Da.
Dar nu a fost afacere, mi-a făcut datoria că nu mă strică afacerea mării. Fără îndoială, dar ei n-au mai făcut ceva gândeam, să facă. Ia gândiți-vă o chestie. Se polua în timp chestia asta, intrați în apă și vă lăsați acolo pielea, năpârlească șarpele. Da, bineînțeles. Cum ar fi arătat în calea avionilor NATO care coboră pe Cogălnicianu pe bază, înainte de pârtie, hop, un munte de gunoi. Asta este o afacere... Chiar acolo era pusă, scuze puțin. Fără aviz de la autoritatea aeronautică. Au ignorat tot. Pac, s-au pus acolo. Și culmea cinismului. Că asta e supărător. Un cinism incredibil. Obținuseră o sentință judecătorească. Nu vreau să comentez. Care obliga primăria să-i dea autorizație. La o societate pe terenul altei societăți. Și primarul spusese, domnule, nu pot. Cum să dau? Nu se poate, bineînțeles. Lui Maruei pe terenul lui ecologic. Sau invers, nu mai țin minte că au trecut niște ani. Și nu i-a dat. L-a obligat penalități uriașe. Pe zi. Primarul s-a ținut bățos. Am trimis dosarul judecat. Au fost condamnați. Au fost infirmate toate actele. Revizuită sentința. Asta ciudată. Italianul a dat o judecată România la CEDU pentru nerespectarea securității circuitului juridic. Și a câștigat. De ce? Pentru că agentul guvernamental nu a dus judecătorilor comunitari, nu i-a apăsat. Domnule, actele alea sunt false, sunt anulate de înalta curte a României. Și nu le-a prezentat la CEDU. E nepăsare, spuneți. Adică ce puțin putem să coroborez speculăm. Cu o chestiune care, ca și jurnalist, a făcut valuri cândva și o să vă ducă cap acolo. A fost un mare caz care a făcut mare bombă media acum niște ani, mulți. Cumpănă și Mazăre contra României. Da. La CEDO. Da. Acolo e aiureală. De ce? Pentru că Mazăre fusese condamnat pe infracțiune rutieră. Ori agentul guvernamental al României nu a dus cazierul la CEDO. Am înțeles. Pare a fi un modus operandi, dar e afirmația mea, nu e a dumneavoastră. Vorbeați de grupuri. Că e clar că aici nu e vorba de un singur om care... Na, n-ai clar n-ai cum. Cu mulți bani. E imens. Eu zic că e pe undeva, dacă nu este, va deveni comparabil cu traficul de droguri în curând. Deșeurile cu drogurile? Vă spun de ce. Pe omul poluează. Droguri, dacă bagi 10 kg, e mai simplu. Dar la deșeuri bagi mii de tone. Dai pe ea să ne gândim, să facem un calcul? În orice... Vă rog. Una dintre alte modalități, botez deșeurile, toate... panoramele, nu astea industriale ca la Năvodari. Mă iertați, cum adică botezi? Exact cum vă spun imediat. Termenii sunt cum trebuie. Eu vă întrerup și îmi cer scuze pentru că spuneți lucruri interesante și dacă nu vă întrerup când le spuneți ca să spun o întrebare, uit și eu în același timp. Nu, bun. Nu, le botează. Adică, dacă la Năvodari era vorba de deșeuri industriale, în ce vă spun acum, e vorba de deșeuri, să spunem, menajere. Există o chestiune eco, ok, combustibil derivat refuzat. Adică ce înseamnă? Ce produceți dumneavoastră pe aici, spre exemplu, cartoane plastice se brichetează și le folosești drept brichetă și arzi. Da. Bun, asta e ok. Și atunci botez transporturi colosale de mari în hârtie. În hârtie, ca fiind combustibil refuzat, derivat. Și altceva nou. Și de fapt e combustibil menajer care este interzis, este deșeul menajer care sunt interzise la export către noi. Dar ele în acte sunt bine. În fizic sunt altceva. Și am avut o situație în care pregătiseră 2000 de vapoare. 2000 de vapoare? Da. Să le aducă să le ardă în cuptoarele unor fabrici de ciment, ca să nu dăm nume unor fabrici de ciment de la noi. Pentru că de ce? Care e minunea? Că are legătură cu banii. Ca să produci ciment îți trebuie combustibil, da? Pe care îl plătești. E, în materia asta e altceva. Vânzătorul deșeurilor plătește cumpărătorul că îi cumpără deșeurile. Mm-hmm. E pe dos. Și atunci numai că nu dă bani petrol, dar câștigă și banca arde. Bani. Consecința, pe lângă nenorocirile de mediu, sunt și chestiuni de siguranță națională, pentru că știți că e diferența de pâine și lipie. Depinde cât o bagi în cuptor. O faci pâine sau o faci lipie. Ca e. Și dacă cât să ridici din Pampers și cutii de bere, temperatura într-un cuptor. Nu le zici la 2500 de grade sau că trebuie să faci fără îndoială. La vreo 1800-1600. Consecința este că este mai de proastă calitate cimentul. Și apoi mai cade un pod, mai cade pământ, mai cade autostrada. Și mai e o consecință, poluarea atmosferică. La poluare e altă inginerie, pentru că fabricile nu au răcitoare. Ca să fumul să răcească, să nu iasă în atmosferă fierbinte. Și dacă este fierbinte, se recombină.
care combină, cade pe cu dioxină și furan pe oameni și au zone unde au crescut incidența cancerului cu 500%. Și pe asta respiră oamenii. Dacă vă uitați în zone din anumite fabrici de ciment, sunt pârjolite ca în filmele apocaliptice cu Van Damme. Și altă chestiune, unele au filtre, să spunem, da? Dar filtrele sunt scumpe. Și atunci le ai, dar nu le folosești. Și dă drumul noapte. Da, și s-a întâmplat acum câteva zile în Constanța. Mirosea toată Constanța găinață. Nu spuneți dumneavoastră, să spun eu, ăștia sunt criminali până la urmă. Căci sigur că nu murim mâine, dar în 20-30 de ani... Eu v-am spus așa mult. Eu v-am zis sunt de optimist. Eu v-am zis de chestia care trebuie făcută, că de-aia am spus că sunt supărat pe legislație. Că la urmă, știi, nu e prost care cere ăla, care dă. Dacă statul nu schimbă legislația și nu face draconică și sănătos la cap argumentat una dintre alta. Nu vă întreb de ce nu schimbă statul legislația? Că, nu, că putem să... Arăt eu la Parlament? Nu, fără îndoială, dar uitați că sunt parlamentari care ar putea să se uite și să ia... Am sesizat pe toți. Deci nu toți. Fiecare parlament din România a fost sesizat în scris de mine. Și am ajuns astăzi, fără legislație. Sau o încercare de a corecta legislația. Iunie, iulie, august, am trimis fiecare parlamentar, fiecare ministru, fiecare membru al guvernului, am trimis cu propuneri concrete, fizice, efective, de modificare funcțională și coroborată a legii de mediu care să facă să poată să funcționeze. Să facem niște, să deblocăm niște blocaje. Ați primit un feedback, v-a sunat cineva, domnul procuror, sunt deputatul cutare, hai să stăm puțin de vorbă, da, că uite, n-am trei, înțeles. Da. Vor doi sau trei. Și mai departe nu știți dacă au mers pe traseu, pe circuit. Nu a făcut nimic. Aștept să înceapă sesiunea asta parlamentară, poate să o dat drumul la ceva, pentru că eu nu am inițiativă legislativă, dar pot să sesizez pe cei care au. Și mă doare, pentru că asta înseamnă inconștiență, că aici stau și eu, stau și copiii mei și ei lor. Fără și nepoților. Poate nepoților sunt la studii până și rămân pe acolo, pentru o țară mai curată, cu aer mai curat. Poate și asta e adevărat. Și asta să nu le pese ce las aici? E și asta o variantă? Cine, cu ghilimele, exportă deșeurile astea? Sunt firme, sunt companii mari, fenomen, mai mici, mai... Fenomenul atât de vast încât... Păi sunt și țări interesate să scape de gură. State. Duceți-vă în Napoli. Păi în Lanăvodar cine vrea să aducă gunoi? Italieni. Bun, dar discutăm de o politică de stat a unui stat european și nu numai? Nu. Sau de... N-aș putea face asemenea afirmații. Nu. Că asta de firme din anumite state care sunt foarte puternice. Am avut situații în care trimise din țări puternice, cu adevărat, puternice, cantități mari, sute de containere, cu ajutoare. În realitate, deșeuri. Cu ajutoare scris în hârtie. Da. Second hand homeware products. În realitate, erau deșeuri. Dar care era minunea? Nu am găsit și prezervative cu ADN interior. Cu ADN? Da. Nu-i de râs, că e de plâns. Acolo era 500 de euro tona de depozitare de deșeuri, da? Aici trimite la noi, făcuseră oamenii niște linii de sortare, erau 3, 5, 6, 20 de inși, ce să mai putea vinde, vindeau ca fiind marfă second hand la kilogram, inclusiv în magazine de al de Brico Depot, adică treburi serioase, așa, și restul noaptea duceau la gropile de gunoi, la noi. Și în felul ăsta, ăia nu plăteau 500 de euro pe tonă, aia nu știi, depozitau pe blat și mai și vindeau la oameni. Și la oameni am văzut inclusiv, deci ca să le trimită, e un procedeu să numește fumigare în containere. Afum, un fel de afumare așa, ca să nu se strice ce e în interior. Biberoane cu permetrin. Permetrin e o bolă care îți strică curentul de tot. Și eu le dau la copii biberoane second hand imbibate cu permetrin. Doamne. În realitate. Stați un pic. Stau, nu plec. 10 containere. Păi zicem, 10. Luăm exemplu 10. 100, ca să fim mai... Hai zice 10, că nu știu calcul, nu-s matematician. Deci, e cineva care le deschide pe fiecare în parte? Nu. Dintre cei care sunt în afacere, în business, le deschide, face selecție ce se poate vinde pe piață, după aia le închide și le duce mai departe la ars? Le aduce la...
Aha. Sediul firmei. Și acolo face... Le descarcă, containerele plec, grămezile alea de gunoi sunt și parte la depozite la noi, că noi avem 17 euro pe tonă, că suntem mai deștepți, și parte la piață. Și parte în piață, în consum. Deci, mă iertați că reiau, deșeuri intră în consum la noi pe piață. De. Deci deșeuri. Da. Periculoase, multe dintre ele. Spre exemplu, dacă e second hand marfă merchandise, aparatele electrice trebuie să aibă inclusiv certificat de garanție, nu? Fără îndoială. Să fie întregi. Sigur, sigur. Nu am fost așa. Contanele întregi, 15-20% ca din marfă reutilizabile, dar noi ce suntem și cu restul ce facem? Puteți da un procent așa estimativ, că n-aveți cum, că v-am întrebat mai devreme cu deschiderea și clar că nu le puteți deschide pe toate, nici dumneavoastră, nici nimeni altcineva. Nu, ele se face o analiză de risc și dacă intre pe verde, Dumnezeu cu milă, habar n-am ce intră în țară. Cine face analiză de risc pe verde? Cine îți spune că e verde? Poate să facă poliția de frontieră, VAMA. Și, bun. Garda de mediu are o problemă și garda de coastă și poliția de frontieră are o problemă. În terminal de contane nu vreau să intri, că e firmă privată pe teritoriul statului român. Păi și atunci... Intri, dar intri greu. Cu anumite proceduri, aia e. Da, bănuiesc că există un istoric. Dacă, de pildă, îți ai... Nu, să vă termin chestia cu banii, da? Da, vă rog. Am 100 de containere. Un container cât are? 20 de tone? Da, cred că da, nu știu. Ori 100? 2000. 2000 de tone, da? Dacă 2000 de tone, dacă 2000 de tone ori 500 de euro? Mult. Un milion de euro, da? La... Ca să-l depozitezi acolo. Vin la noi și plătesc 17.000. Wow. Cu drum, cu tot, cu ce mai dă o atenție pe aici pe acolo, 100-200.000. Maxim. Aia e. Deci iese în profit banii? Cu 800.000, cel puțin. Scurt. La 100 de containere. Sigur. Clar că este o afacere... Asta profită la care iese în profit, dar la care folosește biberon cu permetrin. Și mă gândeam... N-am avut curaj să verific dacă prezervativul ăla cu ADN pe interior era valid, că dacă nu era valid, măcar poate îl vulcanizau să-l refolosească. Nu face haznă necaz, da, din păcate, este teribil. Eu fac altfel în care pe cap. Ce ne spuneți? Într-adevăr. Revenind, vorbeam de bani foarte mulți și e clar că sunt bani foarte mulți. Da. E o industrie? Nu, iertați-mă, e o mafie? Termenul e demonetizat, mafie. E un Gio mai mare? E normal să fie, pentru că sunt oameni care vor să facă bani. Și eu nu mă supăr pe ei. Mă supăr pe aluștii că nu schimbă legea, nu? Fără îndoială. Adică, de ce să mă supăr eu că ei utilizează deportițele? Păi, normal că dacă ai prins, trebuie să-i judecat. Bun. Ați prins. Oh, da. Nu puteți discuta despre anchete și e absolut firesc lucrul acesta, dar când i-ați prins... Și ați deranjat, clar, niște afaceri. Nu că v-ați propus, dar asta este firesc. Se întâmplă, este munca dumneavoastră, fără îndoială. Eu nu sunt responsabil cu buna dispoziție a agenților economici. Cu tristețea lor, poate. Nu, chiar nu sunt obiectiv. Stai și puțin de vorbă. Ați vreodată vreo presiune politică? Nu știu până alte părți de la mine. Nu știu, eu vă întreb pentru că atunci când e vorba de milioane și milioane de euro, sunt unii care pot să spun, domne... Chiar halul ăsta de degradare nu s-a ajuns în România, că nu prea întrezește nimeni să meargă la procuror cu de-astea. Nu. La dumneavoastră, poate că la alții cine știe. Nu știu, eu nu trăiesc cu alții în casă. Cine știe? Eu știu la mine, n-am văzut așa ceva. În vreo secundă, pentru că discutăm încă o dată de milioane, nu. 10 de milioane de euro. Păi aia cu năvodoare era 10 miliarde. V-a fost în vreo secundă teamă că totuși când e vorba de bani mulți și interesele sunt foarte mari, se pot întâmpla niște lucruri pe drum, pe parcurs? Asta depășește chestia asta, că se poate întâmpla și când mergi cu mașina. E adevărat, dar nu se întâmplă. Discutăm acum despre... Eu zic că nu, aici să depășim momentul. Am înțeles. Nu sunt prea fricos din fire, da? Sunt întrebări legitime, pentru că până la urmă, în România, să știți că nu neapărat că am o opinie foarte proastă sau foarte bună despre procuror, judecător, dar ca să-ți faci treaba corect și nu altceva, îți trebuie curaj în țara asta. Curajul trebuie oriunde. Cred că aici un pic mai mult decât în altă parte, pentru că influențele, din păcate, în România... Curaj oriunde în procuratură, că dacă n-ai curaj, ce cauți acolo? Dar îți trebuie și un stat care să te apere. Nu pot să zic care să te ajute, care să nu spun o piedică. Nu pot să spun că, așa ca procuror,
nu am niște posibilități de lucru pentru că aș minți și nu-mi place. Chiar nu-mi place, îmi repugnă chestia asta. Dar nu stai un parlament care să vină să te ajute. Domnul procuror, domnule, ați găsit niște chestii spectaculoase. Hai să stăm puțin de vorbă să vă ajutăm. Nu vă punem o piedică în legislație. Legislația noastră este atât de stufoasă pentru că excesul de legiferare creează tot timpul posibilitatea confuziei. Breșe, da, sigur. Breșe, pentru că la noi e atât de stufoasă în facultățile de drept, în școlile de poliție, în Institutul Magistratură, nu se predau, nu se studiază, nu se explică legislația specifică de mediu și infracțiuni de mediu, spre exemplu, la cursul de penal. Nu există așa ceva pe nicăieri. Și îți vine absolventul de INM, foarte pregătit de altfel, și îți vorbește ore în șir despre conducerea fără permis. Da, te uiți și tu la el, pe asta am văzut ce bine are omul. Dar despre infracțiunea de poluare prin injectare în apă de substanțe care pot dăuna sănătății oamenilor, se uită la tine. De ce? Vă mă întrebați pe mine. Dacă nu-i program, ce-i ministrul învățământului? Ar trebui să fie obligatoriu, fără doar și poate. Nu știu. Dar poate cineva trebuie să ia în calcul. Că măcar la INM. Păi bun, curge cerneală. E adevărat că a condus fără permis și cu vă două șprițuri în sistem. Asta, bun, e foarte grav. A făcut o chestiune. Dar e unul, dacă când îți vin 2000 de vapoare de deșeuri. Sunt convins că ați văzut foarte multe lucruri de când ancheta și nu numai. Putem face așa o estimare a procentului poluării prin astfel de deșeuri în România în ultimii 20 de ani? Procentul, nu, că mai depresie. Procentul nevăzut. Nu, nu că mai ai depresie. Atunci facem o altă estimare. Care este procentul cel văzut, descoperit? Duceți-vă în jurul Bucureștiului. Sunt câteva sute de hectare unde la, dacă s-a 2-3 metri, numai deșeuri, au astupat cu pământ și lumea locuiește pe deșeuri. Dar în Constanța cum e? Că în București nu, dar pe aici? N-am motive să fiu mult mai optimist. Se îngroapă. Și pe lângă chestia cu ce vine pe de afară... Pe unde se îngroapă? Pe peste tot. Că vă iar românul... Hai să vă spun, românul aruncă peste tot. Duceți-vă afară, în zona exterioară localităților. De ce? Se colectează selectiv? Nu. Eu colectez. Dar da. vine polarisul și le amestecă. Atunci Dumnezeu mai... Colectezi selectiv. A început o colectare selectivă. Știți în care Constanța, soluția? Mai durează. Care soluția? Vă rog. Ea responsabilizează primarul pentru, prin lege, inclusiv cu fapte penale, pentru negestionare corespunzătoare a situației deșeul într-un UAT. N-am inventat o regulă asta. Am luat-o de afară. Sunt membru al rețelei europene procurorilor de mediu. Am lucrat ca expert la Consiliul Europei. Lucrez și acum în proiecte cu Comisia Europeană, ca expert de mediu și știu ce spun. Ia întrebă-l pe primar sau din aparatul primarului de sănătate pentru nerespectarea legislației de mediu. Ia să vedem cum gestionează. Și atunci primarul o să ordone firme de salubritate. Ia nu mai ridicați voi, că asta de la nemți am luat. Deșeurile de la Niță, că nu le-a selectat corect. Da. Și vine poliția locală, îmi dă un cadou de 500 de euro ca să-l plătesc la stat, pentru că n-am colectat selectiv. Pe bune, a doua oară, nu credeți că colectez? Nu, bineînțeles, normal, fără îndoială. Dar la noi se aruncă în afara localității. Pune omul în căruță și le varsă și pleacă. Ce să-i fac? E problemă de educație. Dar asta trebuia făcută până acum. Suntem la 31 de ani de revoluție și discutăm despre chestiuni elementare până la urmă, care se întâmplă afară. Nu, discutăm deschis. Deci există stat, există firme puternice din state foarte puternice care aleg România pentru care o legislație... E normal să o aleagă. De ce? Pentru că în 2016 China a fost un hub, an de zile, pentru deșeuri. Au cărat acolo ani și ani. S-au trezit chinezii. Au pus stop în 2016. Încă din 2016 m-am prins că sunt... Unde găsești verigă slabă? În Europa unde e verigă slabă? Nu fi la bulgari? Nu trebuie. Păi să ne uităm. O fi. Că așa... Acum numai regula la bulgari nu fac. Certe că am primit deșeuri din Bulgaria, nu? În România. Asta nu știam. Deșeuri, iertați-mă, bulgărești sau tranzitate prin Bulgaria? Deci din Bulgaria în România deșeuri. Dar din România în Bulgaria mai puțin, că noi suntem, cum spuneam, tom de și asta este opinia mea. Nu e și a mea, când transform.
Dar, bun, sunt companii mari, am înțeles că câștigă foarte mulți bani pentru că fac acest lucru. Dar sunt și receptori în România, normal. Clar. Păi ați văzut topor fără coadă? Fără îndoială. Cine sunt ăștia? Sunt firme autorizate. Autorizate, toate aiurelele din lume se autorizează. Deci aiurel de aiureli. Da, iertați-mă, eu dacă sunt autorizat, da? Bun, și pot să import cu ghilimele deșeuri care în hârtie sunt X, dar când deschid e Y. Eu știu ce este în container. Nu pot să spună cineva că m-am trezit cu deșeurile peste mine și nu a trebuit, nu. Soluția alta. A trebuit să... și am făcut propunerea asta. De ce trebuie toate câteva, nu știu, sunt vreo 60 de puncte vamale în România să intre pe peste tot, pe oriunde care, cum îi vine șoferului, prin ce punct vrea să intre? Nu. Faci puncte dedicate, ca în Austria, cu transportul de chestia asta și acolo te scanează. E principiul liberei european al liberei circulației de respectat, bineînțeles. Intră peste tot? Nu. Numai câteva vămi. Nu, nu. La noi? Da. Și am făcut propunere. Dom'le, dedicați, că e simplu. Dedicați câteva vămi. Unul cu una de rezervă, ca să se face. Una pe nord, una pe vest, una pe est, eu știu, pe acolo, câteva. Da, și nu, totdeauna am una de rezervă. Corect. E una, să poată să cadă sistemul într-una și atunci automat de rezervă doi alătura. Dar două vân, ăsta, câteva vân principale. Și acolo să fie lucrător cu scanner. Păi ce avem scanner? Avem lucrători. Doar să facă niște, să pune niște tip ca în bancul ăla cu radarul rusesc, știți? Că se duce bulă în America cu un super Porsche, merge cu 300 la oră, le ia poliția, amenzi, pușcărie, mă rog. Vrea să testeze cât poate să meargă mașina aia, se duce în Germania, dă-i viteză, chestii, că îl oprește poliția cu greu, cu avioane, cu asta. Și că, domnule, de aici nu e no speed limit. Și că, ba da, da, asta e pentru mașini, voi zburați. Amendă, pușcărie, chestii. Se duce până la urmă în Rusia, că n-au radare, știi? Merge în Siberia și dă-i, dă-i, 350 la oră, 400 la oră, fericit, nevoie mare, că în sfârșit și-a văzut visul și reușește cineva să-l oprească. Omul. Că ați depășit viteza cu mult. Ce nu știți că voi nu aveți radare? Ba da, avem. Igor! Iese o bonetă de aia din tufiș și zice, care e viteza legală? Și domnul cu oameni. Așa și băgăm un comisar de gardă de mediu și uite, opa, asta e gunoi, asta nu e gunoi, dacă n-ai scanner. Știu că nu puteți face afirmația asta, dumneavoastră spun eu, deja e un interes aici, nu se poate, încă o dată, nu e o afirmație mea, este evident, sper să trăim vremurile când interesul național și sănătatea noastră să primeze în fața intereselor financiare sau de grup, da, pentru că discutăm despre banii care îi fac cei de afară, îi fac și ai noștri. Cine? Vorbeam de firme, da? Da, exact. Mai o altă minună de firmă. E o chestiune de legislație. Când îi spui omului, se uită la tine blocat că o să vă surprind acum. Vă rog. Sunt așa numitele OTR-uri. Organizații de transfer de responsabilitate. Da. Nu. Știați de ele? Nu. Care sunt câteva firme, că e o lume mică, autorizate și, de pildă, Coca-Cola are obligații. Am zis Coca-Cola. Tot o firmă. X. Coca-Cola. Are obligația să livreze 80% din ce vinde din peturi să le ducă la reciclat. Să le caută să le ducă înapoi la reciclat. Ok. OTR-urile preiau prin lege sarcina asta. Iau niște bani de la stat și de la Coca-Cola în baza legii ca să facă munca lui Coca-Cola. Aia e. Un fel de sub, cum se numește asta, de externalizare a serviciului, da? Da. Ia, după când le-a rugat pe că fac acte, iau banii, aia e tot. Și nu-i verifică nimeni? Păi verifici, da. Cum? Pentru că sistemul legislativ... Păi trebuie să demonstrezi că ai făcut... Plasa la... Dacă ai plasa așa de mare, când Dumnezeu să se prind scrapii? Mai se neacă câte unul așa, ca să se îmbată cu prea multă sare din apa de mare, să nimerește în lin. Dar atunci nu ai nicio treabă. Deci afacerea este la fel de bănoasă și aici la noi. Nu te pau. Una este cu OTR-urile care jalecule. Care trebuie să, ei trebuie să curețe câmpurile pentru ca să realizeze cota lui Coca-Cola de 80%, au acces la bază de date, au vândut 10.000 de sticle într-o zi pe teritoriul lui județului Constanța, zic eu așa, de Coca-Cola, înseamnă că tu trebuie să ai 8.000 de bidoane de peturi la recuperat. La OTR, da. OTR-ul actele are. Ele-s pe câmp. Banii sunt buzunar la ei. Uite banii, cum se fac?
Mulți. Este un grup? Nu știu, eu lume mică. Organizat? Frumos răspuns. Păi, o altă întrebare. Cei de afară care trimit la noi diverse chestiuni, ca să le spun așa, nu trimit la întâmplare, bănuiesc, ajutoare așa, nu trimit la întâmplare. Înclin să cred că este o rețea multinațională. Păi ce e mare dificultate acum să vorbesc cu un tip din Germania, cu unul din Spania și cu vă doi din Oradea? Așa că vreau eu, că sunt eu. Alo, băi, Hans, am și eu o firmă oamenii aici. Oamenii se știu toți. Asta încerc să deci, vă oamenii, nu, e destul de mică lumea asta. E destul de mică și comunicarea foarte ușor. Păi acum stau online 10 inci din 15 puncte. Da, și ar putea avea fără îndoială și protecție politică. Eu o zic eu pe asta, e încă o dată. Nu e nevoie să spuneți, pentru că, dar mi se pare logic. Dacă până la urmă. Nu se schimbă legea. Dacă legea nu se schimbă și este aceeași lege și dă voie, este clar că este și aici o problemă. Știți, pe timpul, eu am o părere, dar nu sunt de acord cu ea. Pentru că e ca în chestia, că pe timpul lui Ceaușescu, un reporter, îl întreabă pe un inginer, tovarășii ingineri, ce părere aveți despre Măreața, Realizare, Canarul, Dunărea, Marea Neagră? Așa, tovarășe, așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara CC, vă spun și eu și începe să spună. Tovarășul inginer, dar despre Casa Poporului, așa cum tovarășul Nicolae Ceaușescu explica cu ocazia ședinței. Tovarășul inginer, n-aveți o părere proprie? Ba da, dar nu sunt de acord cu ea. Bun, bun. Nu vreau să vă deprim, dar o să încerc un pic. Că sunt un tip optimist. Mai devreme, și credeți că eu rămân acasă. Mai devreme mi-a spus că vă deprind dacă vă întâi de procentul. A fost o formă de răspuns. Dar acum vreau să vă deprind puțin. Spuneți-mi și mie totuși, în procent, cât s-a găsit din cât s-a deșertat în România? S-a găsit mult, 1%. Nu, acum chiar... Nu cred că 1%, poate 1%. Hai, 1,2. E grav. Mm-hmm. Înseamnă că n-ar trebui să ne mai mirăm de ce ne îmbolnăvim, că avem toate condițiile. Uh-huh. Din ce ați găsit până acum, din ce ați văzut, care județ e... Toate. Trebuie să fie un tomberon mai mare. Tot. Peste tot. Se ascund, se depozitează, se îngroapă deșeuri. Pleacă în toată țara? Depinde de unde găsește... Mă refer la portul Constanța. Pe unde găsește destinatar, pentru că dacă eu n-am bază de date, am avut situația, a intrat marfă pe, cu tirul, să spunem, pe la am eu cu ceam cu Giurgiu, a plecat spre Hunedoara de o firmă autorizată până Baia Mare. Și dacă asta nu are acces la bază de date, pătrun s-a pierdut. Dacă nu intervin la chestiile astea care se ard în fabricile de gunoi 15-20 de minute până când intră la tocător, de unde știu ce a intrat acolo? Prinzi. Trebuie să mă duc la laboratoare, să văd ce emit. Păi dacă nu am laboratoare... Sunteți procuror care aveți expertiză pe infracțiunile de mediu și pe această zonă. M-am calificat la locul de muncă. Bun. Aveți idee cam cât să prin țară? Mai sunt și alții? Că dacă e unul care se ocupă, sau doi, sau trei, sau cinci, care se ocupă la nivel național de povestea asta, vă doresc multă sănătate. Da. Nu, am început să miște niște lucruri. Ce facem noi? Prin intermediul rețelei europene procuror de mediu am implementat în România o chestie care m-a onorat. Statutul NP era un membru de țară. Că așa era statutul. Și prin 2018 eu a trebuit să spun conducerii rețelei, secretariatul general, domnule, va trebui să ies eu pentru că a aplicat România prin Ministerul Public. Eu nu mai pot să fiu acolo. Și a zis, da, dar vedeți că ne modificăm statutul și acum România are doi membri. Ministerul Public și Liniță Teodor, ceea ce m-a onorat. Ca supporting member, că sunt persoană fizică. Și chestia asta chiar a semnat o recunoaștere pentru mine și s-a mișcat o structură la nivelul parchetului general, care a început să facă niște instructaje în teritoriu, au început să miște niște lucruri în teritoriu, nu la fel de repede cât mi-aș dori, poate nu la fel de puternic pe cât mi-aș dori, dar am văzut că oamenii încep să fie puțin conștienți și parcă mă bucură chestia asta, că nu sunt foarte mulți pe lângă mine, dar nici nu mai ești chiar singur așa, am început să lăsar oamenii în ceață.
ceea ce e bine. Dar asta înseamnă încă ceva timp de acum încolo, până când oamenii vor înțelege mecanismul, până când se mișcă bolovanul. Dar bolovanul deșeurilor e dita mai muntele până la urmă, nu? Cine ar putea să miște puternic și rapid? Garda de mediu, cu condiția, cu niște condiții organizatorice și funcționale corecte, că am avut situații mari cu membrii din aparatul de conducere ai gărzii de mediu. Cu alții sunt extrem de devotați, excepționali, cu care lucrăm. Brici, oameni devotați. Cu cine lucrați cel mai bine? Știi care e problema la garda de mediu? Cred că au putut ceva mici salarii din statul român. Păi nu. Nu fac așa. Spre comparație, tot funcționa, tot din Ministerul Mediului, de cei de la garda antiforestieră, care au cele mari salarii statul român. Și se taie pădurile la greu. Ați văzut vreodată să facă ceva garda antiforestieră? Nu. Eu de-aia zic antiforestieră, că n-am văzut să facă nimic niciodată. Ați spus bine, corect. Păi când garda de mediu devine de rău mișcă, ca expert... Pe bani mai puțin decât cei de la garda antiforestieră. Comparativ. 25-30% diferența. Adică cine, diferența. Dar nu vede nimeni... Consiliul Europei, printr-o echipă de evaluare în 2018, a făcut inclusiv recomandări. Domnilor, știți, oamenii ăștia sunt importanți. Au dat recomandare oficială statului român să miște lucrurile. Pe garda de mediu ceva să le egalizeze, pentru că îți discriminează rău de tot, rău. Adică eu dacă am un sfert salariu față de ăla care nu face nimic, parcă nu-mi vine bine, nu? Da. Da, dar pe de altă parte... Stați că vă spun acum. Și a doua chestie este să le dea niște atribuțiuni. Ca toate statele Europei, vă două, trei nu mai au, specifice similare lucrătorilor de poliție judiciară pe infracțiuni de mediu. Pentru că dacă școlile de poliție, niciunul nu știe ce e aia infracțiune de mediu. Ce să facă polițistul care nu e instruit? Nimic. Exact. Comisarul de gardă de mediu, de bine, de rău, fie mai și la loc de muncă. Mai știe ceva, da. Nu? Și atunci, pe gardă de mediu face plângere penală. E jenant. Ca și neagică care scoate steclă. Ca și eu am văzut o chestie când mă duc la, da, la techirghiul toată vara cu probleme cu genunchi. Și când coboram podul de la Agigea pe dreapta, era firma la Gică fermierul și vindea piersici propriu-zise. Așa și garda de mediu. Ăla s-a calificat să vindea piersici. Așa ăștia fac infracțiune mediu propriu-zise, nu? Dar același statut îl are garda de mediu ca instituție publică cu neagică fermierul. Și neagică face plângere penală, face și garda de mediu plângere penală. E jenant. Iar actele făcute de comisarii gărzi de mediu au o problemă cu calificarea ca mijloc de probă într-un dosar penal. Pentru... Când... Și așa, Consiliul Europei a spus, domnule, știți, recunoașteți acest lucru, e o simplă virgulă. Trebuie o simplă virgulă modificată într-o ordonanță 995. 2005, scuze, m-a dus de capul la rutieră. Și gata. E foarte simplu. Dar nu vrea nimeni. Nu? Am făcut propunerea asta de modificare, am trimis-o în scris, direct, personal, bucată cu bucată. Vă și trimit dacă vreți. Da, mă gândesc că un procuror... Vă trimit cerere de modificare, ignorat. Da, voiam spune altceva. E mai complicat, într-adevăr, să faci presiunea, spune un procuror. E mai... teriști. Dar asupra unui comisar de gardă de mediu, cred că e mai simplu dacă mergi la șeful lui care e pus politic să-i spui nu ceva. Nu comentez asta. Încă o dată pot să spun și eu că eu... Na, eu nu pot, pot. Să spun. Poate de aceea se încearcă menținerea unui control politic pe tot ce înseamnă instituție de control din România, ca să poți din când în când să... Nu cred că ești de acord cu faza asta, pentru că ăștia că spui politic poate să fie oameni foarte competenți și devotați. Da, ați văzut dumneavoastră să fie așa ceva? Da. În cei 30 de ani, cam câte cazuri? Că nici eu, dacă da, stau să mă gândesc... De oameni care au condus instituții ale statului importante, inclusiv de control, care s-au făcut treaba fără influență politică. La urmă, poate politica, așa pe mână... Politica nu e rău, nu e rea prin ea însăși, ci numai modul în care o aplici. Că știți, păi nu, sigur. Cuțitul e foarte util în bucătărie, dar e foarte periculos când îl folosești ca mijloc de agresiune. Dacă ești pus politic și îți utilizezi forța în direcții pozitive, e ok. Și ca procuror poți să faci multe trăznăi. E adevărat. Da, asta și nu sunt pus politic, dar dacă atâta mă duce capul și sunt de rea credință, fac prostii. Așa și politic. Nu, asta e afirmație, nu, care nu sunt de acord. Uite, eu am fost la toți miniștrii mediului, cred că ultimii 10 miniștri ai mediului, cum apare câte unul, cum mă duc la toți și le fac capul țăndări.
Și le-am spus, domnule, uite cum putem să opriți fenomenul de ardere de deșeuri în fabricile de ciment. Dacă folosești chestiile astea, sunt produse energetice, da? Păi și atunci de ce discriminezi petrolul? Că petrolul accizezi. Ei accizează deșeurile. Ați fost la 10 sau la câți ați fost? Da. Nu știu. Da, a făcut cineva ceva concret? Uite, ultimul mi-a plăcut. Ultimul? Care e în funcție? Dar cei 9 dinainte? Mă abțin. Deci pot să spun. Da, eu nu comentez. Deci pot să spun eu atunci că cei care sunt puși politic poate că nu-și fac treaba. Uite, că... asta mi-a plăcut. A vorbit cu el niște lucruri aplicate, am văzut că s-a mișcat ceva. Ordonanța privind regimul deșeurilor, în mod evident, și-a băgat coada ministrul mediului. Dar încă o dată, e un lucru foarte bun. Foarte bun, Doamne ajută. E 1 din 10, sunt 10%. Despre asta este vorba. Ori, așa cum discutam mai devreme, bulgările nu stă. Adică azi în portul Constanța bănuiesc că intră alte containere cu deșeuri. Despre care nu știm. Sau vapoare. Vapoare. Canal, în timp ce legislația în continuare nu prea se mișcă. Nu. Deci avem o problemă de sistem până la urmă pe care să sperăm că o vom prinde, să-i spunem... Mai avem un pic așa, că dacă vreți să vă trec ceva treabă. Modificată, dar tocmai asta voiam să vă întreb, foarte important, că ați înființat o organizație neguvernamentală, se numește Stop Waste. Stop Waste. Care are ca obiectiv... Asta, exact ce spune titlul. Stop deșeuri. Stop Waste, din punctul meu de vedere, are o dublă semnificație. Hmm. Odată, într-adevăr, Stop Waste, pentru că waste e deșeu, și să oprim împrăștierea, dar stop waste înseamnă și să nu mai risipești resursele. Și asta e adevărat. Sunt amândouă, e numai, adică... Nu. Valența e pe amândouă direcțiile. Valența e pe amândouă direcțiile. Acum aștept, eu deci am calitate de membru fondator acolo. E adevărat. Că am încercat să suplinesc o chestiune pe care ca procuror nu pot să o fac. Asta voiam să vă întreb, de ce ați făcut-o? E un fel de strigăt? Ca procuror am niște limite. Nu pot să lovesc chestiile generale. Ca reprezentant într-o asociație neguvernamentală de interes public pot să încerc să fac părul creț. Și nu mă grăbesc să fac o bombă, o cometă și să dispară. O să o cresc cu ajutorul colegilor, încet, încet, până când va deveni, în timp, un ONG de care să se țină seama. E de o lună, două, de când e bebeluș. Pați e bebeluș. Învățat-o. Așa, cam ce proiecție aveți cu ea? Cea mai urgentă chestiune este presiuni, măsură în care legea îmi permite, instituționalizate, oficializate, de modificarea legislației de mediu. Asta e ce mă doare prima lucru. Pentru că l-am oferit inclusiv, dacă vreți, în ce am sesizat la parlamentari, inclusiv soluții de oprire și de inversarea procesului de despădurire a României. Și credeți că ce n-ați reușit ca procuror, veți reuși ca asociație? Știu că dacă nu încerc, sigur nu vor reuși. Că am învățat că prima condiție ca să reușești la un examen este prezent la el. Fără îndoială. Vin în această asociație oameni care să fie motivați de... Nu am crescut foarte mult numărul membrilor, sunt toți noi fondatori deocamdată. Căutați acest lucru să... Deocamdată nu. Deocamdată nu. Analizăm un pic cele mai bune căi, că trebuie să-mi acordez și modul de acțiune cu statutul și limitările specifice funcției de magistrat, dar le surmontăm toate, că n-am de gând să încalc legea nici așa. Abia așteaptă câte unii să facă asta. Fără doar că veți intra, nu neapărat în conflict, dar... N-am cum. Nu, mă refer la anumite instituții care închid ochii momentan la problematica de... Să le fac părul creț. De mediu. Asta era... Mă voi strădui. Eu, în general, ca procuror, mă străduiesc să le fac părul creț la hoți. Așa mă străduiesc eu. În asociație bănuiesc că sunt specialiști care știu cu ce se mănâncă. De mediu, da. Da. Clar, da. Vor lucra la legislație, la... La legislație nu pot lucra, dar... Dar pot să fac o lege, bănuiesc. Pot să facă propuneri. Exact asta. V-am spus că asta este un proiect care... în derulare, să fără cântere în prețios. Și de-aia am sesizat fiecare parlamentar. Deci nu așa la către biroul nu știu care al parlamentului. Deci nominal. Nominal toți. Și v-am dat un exemplu cu despădurirea, da? Ideea? N-am inventat-o apă caldă. Am luat-o din legislație europene și noi avem o chestiune ca principiu. În legislația privind siguranța în construcții
dacă dumneavoastră faceți o casă ca firmă, am garanția de bună execuție 10 ani, cât este garanția casei. Dacă ați luat o randeaua pe câmp, eu accesez garanția de bună execuție și repar aspectul vicios din construcția care mi-ați făcut-o pe banii mei, nu? Corect. Păi și la spădurii la fel. Ai obligația, o dată cu autorizația de exploatare, să replantezi și să identifici teren de replantare în cotă de atâtea procente, uh-huh, și pentru, dacă tu ești nebun, trebuie să constitui o garanție de replantare, să spunem, la dispoziția lui Rom Silva, cu obligație bugetară și inclusiv sancțiuni penale pentru Rom Silva, ca să replanteze dacă ăsta nu se ține de cuvânt. Ca și garanția de bună execuție. Și atunci, nu vrei, domnul operator? Foarte bine. Eu ți-au banii și replantez eu Rom Silva pe cât a dat autorizație. Și gata. Așa a făcut și Austria. La începutul secolului 20, Austria era cheală. De lemne. Cheală. Și acum e ca un urs brun împădurit. De ce? În ultima 100 de ani am făcut chestia asta, s-au aplicat principiul ăsta. În ultima cât? 100 de ani. Păi nu stai puțin. Deșeurile stau 2000 de ani. Dar la noi s-a tăiat pădure în ultimii 30 de ani. Păi da. Deci mai trebuie cât? În 10 ani o pui la loc. În 10 ani spuneți? Da. Dacă ai însă o legislație și un guvern care să-și dorească să facă treaba asta? Dacă ai legislație, eu de guvern nu vorbesc nimic. Vorbesc eu. Da, ai întrebat. Poți să ai legislație, te uiți la ea. Și o aplici. Sau nu aplici. Eu, înainte să mai dădea pentru autorizațiile de exploatare, mai trebuia autorizație, mai trebuia aviz de la Agenția de Mediu, autorizație de la Mediu. Le dădeau. Da, mai trebuia. S-a modificat legea. S-a eliminat asta. Nici măcar autorizație de mediu. Atunci Rom Silva ia-și dă autorizație și exploatează. Deci nu mai este autorizație de mediu? Nu. Uite, vă dau alt exemplu de lege care poluează, care încurajează poluarea. Mă rog. Există o instituție, se numește Inspecția Apelor. Da. Care e în subordinea Apelor Române? Da. Păi tu ești în subordinea celor pe care îi controlezi? Și sunt două chestiuni financiare. Ei pot să aplice amenzi, sancțiuni. Nu foarte. Ce pot? Pot. Sau pot să perceapă acele penalități. Problema este că sancțiunile sunt buget la bugetul statului, penalitățile sunt buget la Apele Române. Și atunci instituția controlată îi forțează pe ăștia, pe căi indirecte știm că funcționează, ca să nu aplice amenzi, ci să ia penalități. Nu, și atunci asta dă, încurajează poluarea ca să ia penalități, ca să-și alimenteze bugetul. Simplu. Și atunci soluția care ar fi? E Inspecția Apelor din subordinea la APE, la autoritatea, la apele, la ANAR, și o transfer în subordinea directă la Ministrului Mediului. Pica de gheau, da, la poliție. De gheau răspunde doar ministrul de interne și nu șeful lui poliției. Da, crezi că ministrul poate să gestioneze toată problematica? Există delegare de competență, care secretar de stat. Un secretar de stat. Da, ministrul teoretic, pentru că și la mine semnează șeful procuror, dar nu semnează el tot. Mai are și adjunți. Mai are și șef de secție. Asta e. Nu poți să le faci pe toate, dar teoretic nu răspunzi decât în fața ministrului și atunci e cu totul altceva, că nu-ți mai pasă de șeful de agenție care o ia randeaua. Da. E logic, nu? E și simplu. Schimb doar subordonare și gata. Și atunci banii nu se mai duc la ANAR. Și atunci nu mai ești forțat de ANAR. La stat, da, direct. Nu mai ești forțat. Și ce să vezi cum dau ștamezi? Asta înseamnă că, repete, trebuie niște oameni, nu neapărat discuție de politică, oameni care să-și dorească să facă lucruri pentru țară și nu pentru alte interese. Credeți că mai există în România vreo cale care să fie, să fi fost ocolită de deșeuri, mă refer la aer, la pământ, la apă? Mai e ceva? Da, da. Ce? Pe sub pământ, n-au făcut tuneluri. Sunteți sigur? Nu știu, trebuie. Nu, sper. N-au făcut tuneluri. Îngropă milioane de tone, se îngropă. Și de către operatori economici din România și de afară. Că se poate de aia. În România, mi-a spus că în afară sunt firme mari. În România sunt firme cel puțin la fel de mari care se ocupă cu povestea asta? De sau toate felurile. Sunt și de-astea de mari și felurile. Mai mici și... Nu le pasă. Firme foarte mari, extraordinar de mari, și firme mici care sunt înființate poate special. Că și aici e o problemă. Pentru
Eu nu am instrument de pildă de reparare a prejudiciului de mediu. Acum vor să miște așa un pic. Înainte aveam artul 170 cu procedură penală, au fost foarte inteligenți, au scos un text de lege total inaplicabil, punct. Deci inaplicabil înseamnă inaplicabil. Dacă fac o anchetă 3 ani de zile, că nu pot într-o anchetă să mă mișc foarte repede la mediu. Pentru că trebuie analize, probe. Ia gândiți-vă că sunt poluate 50 de hectare. Trebuie să iei analize din 50 de hectare, să le prelucrezi. Asta durează mult, de tot. Și atunci a trebuit să pot lua niște măsuri de reparare a prejudiciului de mediu în care să iau operatorul economic și să-l pot forța să repare. Mi-a luat acest instrument ca procuror într-o anchetă penală. Și nu există. Nu vă simțiți uneori că sunteți legat cumva de... Nu de mâincă, dar oricum nu puteți să... Om cu o mine așa de tare. Aveți o mână așa la spate uneori? Nu, cu o mine așa de tare. Mai în picioare, da. Nu-mi place. Și nu-mi place pentru că eu chiar vreau... Am avut situații. Cum opresc eu... Nu, despre asta e vorba, nu că... Cum opresc eu și cum refac o zonă afectată ecologic? Prejudice de mediu? Acum apar că poți să-l calculezi. Dacă te duci la francezi, ai tăiat un copac, plătești cu pușcăria inclusiv pentru cuibul cucului și cantitatea de oxigen pe care ai, de care ai privat atmosfera. La noi plătești la metru cub de lemn. Păi hai să fim serioși. Nu. Păi eu plătesc marfa sau plătesc lipsa aerului? Sau carbonul netransformat? Le plătești pe toate până la urmă dacă vrei la să... noi nu. La noi nu. Și atunci ăștia care fură, care despăduresc, puțin le pasă. Pentru că e așa de tâmpită. Zice, eu lege că, nu știu cum, sub un metru cub sau ceva de genul, sub 5 metri cub, devine infracțiune la 4,9 nu. Și atunci vreau să iau 10, da? Iau 20. Păi și fac patotransporturi. Corect. Și nu infracțiune. Nu, dar mai e și toleranța aia, că atât la sută, în plus, în minus. Deci nu contează transportul ilegal, ci cât de multe. Ia-i al și la fiecare creangă. Ceea ce ne spuneți e destul de trist. Că e clar că lucrurile vor evolua în bine doar dacă se schimbă ceva fundamental în esența statului român. Căci oameni poate care să-și dorească să facă treabă există, dar dacă nu sunt lăsați, e mai complicat să poată să-și facă treaba. Noi ne-am condiționat copiii, ne condiționăm copiii educațional cu trăznăia de Miorița. Știți? Aia doi vor să mă omoare și eu mă drăgostesc cu aia. Asta învățăm copiii. Așa și acum în mediu. Ăștia vor să ne omoare, să ne trimită tot felul de deșeuri și noi nu măsuri. Atitudine mioritică, ce vreți să vă spun? Dar aceste deșeuri nu vin de ieri de azi, ele vin de ani buni. De ultimii 5 ani s-a amplificat rău de tot. Până atunci avea o formă de control, înainte, până în UE, până să intrare în UE. Mă rog. Aia era controlabil. După asta, până în 2016-2018, a fost vorba de notificare, prindeai, știai, avea o formă de control. Și acum nu mai e nimic, după 2-3 ani, nimic. De ce? Asta este legea. Și când vine Schengenul? O veni, mai devreme sau mai târziu. Da, fără îndoială că o să vină. S-a terminat. Ne trebuie însă legislație românească. Dar n-am treabă că Europa, ce respectă legea. V-am spus, când o veni Schengenul, poți să circule, dar până vom dedicate cu scanere. Nu? Ne trebuie scanere. Nu ca rusul care... Trebuie să ai verificări. Verificări cum? Oameni postați, instruiți, cu bani, ca să nu fie, să zică, să rămână că dă la 100 de lei, să nu se uite ce are în camion. Eu sper să prindem vremurile în care va exista o legislație aplicată pe mediu. Și să prindem vremurile când se va respecta această legislație. Chestia cu respectarea, este organul de aplicare legii, că la un moment dat le impui. Nu să credeți că nemții dintr-o dată au devenit disciplinați, că stii frumoși. Eu știu că a fost întotdeauna disciplinați nemții, că așa sunt ei structurați. Nu e adevărat. Ia uitați-vă în istorie. Nu vreau să mă uit. Ea disciplinat cu forța legii. Și la un moment dat, după ce o generație, două, trei, aplici legea pe ei cu forță, ei devin normal disciplinați și devine natural. Dar nu poate să vină din firea omului să iubească natura. Educația o faci cu puțină constrângere și să nu otrăvești pe cel din jur. Constrângerea o faci din educație și prin educație și prin lege. Prin educație. Și lege. Da, pentru că, sigur, ca să fac așa, ca să fac o imagine, oamenii sunt foarte disciplinați în Germania pentru că dacă au mișcat puțin, vine toporul. E toporul, nu mișcă în front. Credeți că la pucă hărnicia pe el să-și curețe zăpada din fața porții? Nu, fără îndoială. N-aruncă nimic pe jos. Păi de ce? Sunt amenzi acolo, plătești 2 luni de zile o amendă. Dar dacă o generație, 2, 3, 4, începe să se educe omul. Dacă la școală le explică, începe să se educe omul, că așa...
Așa închidem, un orizont de timp ca să funcționeze lucrurile. Dați-ne și nouă așa. Optimist. Deci că... cu o clasă politică dornică să schimbe lucrurile în bine. Deci că ăștia pe Pământ au făcut o formă de comunicare, de internet, un telefon direct cu Dumnezeu. Și fiecare avea dreptul la o întrebare. Președintele Statelor Unite a sunat și a spus: domnule, când România va, când America va deveni cea mare putere, cum a fost și când va fi liniște și pace? Ce va fi în curând, dar nu mandatul tău. Ok? Rusul sună ea, când va deveni RDV, se reface cu Uniunea Sovietică. Da, știu. Și că foarte repede, dar nu în mandatul tău. Și trebuie și al nostru. În România când va fi liniște și oameni serioși? Nu în mandatul, mandatul meu. Să fim optimiști totuși. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Am mai fi putut vorbi încă o oră de acum încolo lejer, pentru că tema este mai mult decât generoasă, însă asta este situația. Vă mai chemăm să mai vorbim. Da, vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Ne revedem săptămâna viitoare, luni, de la aceeași oră, ora 18. Sunt Mihai Petre. Toate cele rele să se spele, toate cele bune să se adune. Doamne ajută!